Ministerul Educației Naționale a făcut de curând unele precizări referitoare la procedura de înființare și de obținerea personalității juridice pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular. Odată cu noile posibile reglementări au apărut și reacțiile celor implicați în sistemul educațional. Aceste precizări, din punctul meu de vedere, sunt chiar și neconstituționale. Uniunea Națională pentru Dezvoltarea Învățământului Preuniversitar Privat a făcut o sesizare la Minister. Urmează, pentru că am înțeles că sesizarea nu a avut niciun fel de efect pozitiv, să facem și o sesizare în instanță pentru blocarea acestor precizări, pentru că am considerat că ele sunt în special și în speță neconstituționale. Conform directorului general al școlii postriceale lui Pasteur, fondatorul unei instituții de învățământ preuniversitar particular, pierde astfel controlul asupra propriei firme și rămâne la mâna factorilor de stat. Consiliul local trebuie să dea o hotărâre de Consiliu pentru a cuprinde școala în sistemul național al instituțiilor de învățământ. În urma acestei hotărâri de Consiliu, să se ia personalitate juridică pentru instituția de învățământ respectivă. În cazul în care Ministerul Educației Naționale va pune în practică modificările, conducerea societății private va fi sub șefia statului. Dacă ne înființăm în urma unei hotărâri al Consiliului Local, înseamnă că același Consiliul Local poate să dea o hotărâre de Consiliu prin care să te desființeze efectiv, să te șteargă din listă, ceea ce nu mi se pare normal, este vorba despre timpul, despre investiția actorului privat care a făcut școala respectivă, Directorii instituțiilor private de învățământ preuniversitar au aflat care sunt intențiile ministerului, dar au ridicat mai multe semne de întrebare actorul social care a fondat respectiva instituție de învățământ are dreptul doar la numi directorul școlii, care este profesor cu gradul 2 sau 1, obligatoriu, și apoi ni se spune că actorul sau fondatorul nu are dreptul să angajeze personal didactic, ci doar școala. Iată o contradicție. Am voie să angajez directorul care este personal didactic cu grad 2 sau 1, în schimb nu am voie să-mi angajez profesorii. Nemulțumiți de noile decizii ale Ministerului Educației Naționale, directorii din sistem vor apela la instanță. În România, la ora actuală, sunt 1224 de instituții preuniversitare private.